Ia momentului. Un lider liberal cere ruperea coaliției prin plecarea UDMR-ului de la guvernare. Vorbim despre șeful PNL Satu Mare, care este revoltat de faptul că reprezentanții maghiarilor nu au avut mesaje de Ziua Națională a României. De altfel, inclusiv liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost absent de la evenimentele dedicate acestei sărbători. Detalii despre subiect are colega mea, Elena Crângașu. Elena, aș vrea să ne spui dacă UDMR-ul a avut o reacție în acest context. Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Public încă nu, dar noi am luat legătura cu liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, cel care de altfel știm că a avut și acea declarație în această săptămână în plenul reunit în Parlament, care a dus la nemulțumiri în coaliție și ne-a transmis că a avut el personal o postare pe pagina sa de Facebook, dar a reiterat și acolo ceea ce a transmis în plen, anume că în continuare cred în lucrurile pe care le-au afirmat. Vă reamintesc și acea declarație la ședința dedicată Zilei Naționale a României, spuneam, a declarat Cioma Boton că Ardealul nu era doar românesc, ci și unguresc și evreiesc. Această declarație a adus nemulțumiri în coaliție, a fost criticat și de ministrul culturii din partea PSD, Lucian Romanu Mașcanu, dar și de președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, ce spunea că sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac, că mai degrabă această declarație se încadrează în cea de-a doua categorie și că o să aibă o discuție în coaliție, că ar trebui să existe consecințe și că președintele UDMR, Kelemen Hunor, ar trebui să îi ceară deputatului să își ceară public scuze. Întrebat de acest lucru, Cioma Boton spunea că nu consideră că a făcut un lucru greșit. Ne-a transmis de asemenea că liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu i-a transmis până în momentul de față niciun astfel de mesaj. Consideră însă că ai săi colegi de guvernare au înțeles mesajul greșit și totodată spunea că nu este prima dată când Adrian Cosma are astfel de atitudini antimaghiare, însă din partea reprezentanților, liderilor importanți ai Partidului Național Liberal, nu a văzut astfel de critici, ne spunea Cioma Boton. Elena Crângașu, mulțumesc pentru toate aceste informații. Discutăm despre subiect alături de Robert Kiș, jurnalist Digi24.ro, alături de mine în platou. Bine ai venit, Robert! Bună ziua! Iată ce apare la o zi după 1 decembrie, după Ziua Națională. Ce mesaj apare din partea liberalilor, sau cel puțin din partea unui lider liberal, și anume UDMR să plece din această coaliție de guvernare, pentru că, iată, nu a avut nicio urare, nimeni nu s-a prezentat la niciun eveniment dedicat acestei zile naționale. De precizat, pentru că vorbeam noi ceva mai devreme, Eduard Novac, ministrul sportului, tineretului și sportului, a fost singurul care a avut un mesaj de la mulți ani pentru România. Într-adevăr, ministrul a transmis pe pagina domniei sale de Facebook un mesaj de la mulți ani României și, evident, a vorbit despre performanțele sportivilor români și, până la urmă, despre performanțele pe care le-a obținut până și Eduard Novac sub steagul României și sub drapelul României. Dincolo de reacția lui Eduard Novac, într-adevăr, pe rețelele sociale, alte reacții de Ziua Națională nu au existat, nici din partea vicepremierului Kelemen Hunor, nici din partea ministrului Tanțoș Barna, nici din partea ministrului Ceche Otilo. M-am uitat chiar adinauri pe paginile domniilor sale și nu au transmis astfel de mesaje. Acum, Adrian Cosma, cred că e pentru a treia sau a patra oară într-un an în care cere înlăturarea, scoaterea de la guvernare a UDMR-ului. Nu cred că se va întâmpla acest lucru, nu cred că se va ajunge la un conflict în coaliție care să degenereze și să ducă la ruperea coaliției, însă, evident, probabil vor exista reacții din partea liderilor PNL, PSD, pentru că am văzut că au existat astfel de reacții și după acel discurs ținut în plenul Parlamentului de liderul deputaților UDMR. Foarte interesantă imaginea de ieri de la parada militară de 1 decembrie de aici din capitală. Nu l-am văzut pe Kelemen Hunor acolo, deși știm foarte bine, are, pe lângă faptul că este liderul UDMR, are o funcție importantă în stat. Este vicepremier,
nu a venit. Poate nu a vrut să stea în frig, domnul Chelemen Funor. A fost o vreme nu tocmai prietenoasă ieri cu cei care au participat la parada militară. Desigur, poziția sa în statul român, vicepremierul României, cumva l-ar fi făcut să participe la o astfel de paradă. Nu a fost prezent nici la această ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. Bine, la Palatul Cotroceni nu a fost prezent nici Marcel Ciolacu. Spunea seara la Digi24 domnul Rafila că probabil a avut motive întemeiate Marcel Ciolacu să nu participe la recepția de la Palatul Cotroceni, neavând poate nimic personal cu președintele Klaus Iohannis. Dar, până la urmă, cred că e decizia fiecărui lider să participe sau nu. Deși, repet, era un moment în care reprezentanții guvernului, reprezentanții statului, ar fi trebuit să fie prezenți la parada de Ziua Națională a României. Dar știm foarte bine care este părerea UDMR-ului, a liderilor maghiari în legătură cu această zi. Am văzut-o exprimată și în plenul Parlamentului. Pentru acest lucru s-au cerut explicații din partea UDMR-ului și scuze. În mod public cerute de Marcel Ciolacu. Aș vrea să vedem această declarație pentru că ai adus-o în discuție. Este declarația făcută de liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Haideți să vedem despre ce e vorba. Dealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc. Și acest lucru s-a reflectat și în textul declarației de la Alba Iulia. Da, da, și iată, doamna Șoșoacă pe baricade. A băgat bățul prin gard într-un moment în care nu era nevoie, pentru că până la urmă era o ședință solemnă dedicată Zilei Naționale a României și a ales un astfel de moment să țină acest discurs, domnul Cioma Boton. E un discurs care, până la urmă, pleacă într-o oarecare măsură de la un adevăr, dar Ardealul, până la urmă, istoric, este pământ românesc și faptul că acolo conviețuiesc diferite etnii e un lucru care, desigur, trebuie apreciat, remarcat și ne dorim ca așa să fie și pe viitor. Nu e nimic de condamnat în acest lucru, însă modul în care a făcut această declarație liderul deputaților UDMR a dat naștere unor interpretări și, mai ales, repet, momentul ales. Pentru că știm foarte bine toate discuțiile despre independența sau autonomia Ținutului Secuiesc, despre modul în care se raportează Ungaria la această zonă din România, despre toate aceste discuții, până la urmă, care nu duc decât la un soi de conflict interetnic între români și maghiari. Și degeaba domnul Boton spune că de partea română sunt cei care întrețin și alimentează astfel de tensiuni, din păcate, și cei din UDMR. Sau cei din UDMR, iată că aleg astfel de momente pentru a da naștere unui soi de discuție care poate nu și-ar fi avut locul într-o zi precum 1 decembrie. Și foarte interesant să vedem dacă Cioma Boton chiar își va cere scuze public. Am văzut că președintele PSD Marcel Ciolacu spune că liderul UDMR, Chelemen Funor, ar trebui să-i ceară lui Boton să-și ceară scuze public. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru. În legătură directă cu noi însă, în minutele următoare, pentru că vrem să aflăm părerile și de o parte și de cealaltă, se află din partea PNL, domnul Virgil Guran, din partea PSD, domnul Gabriel Zetea. Bună ziua și mulțumesc amândurora pentru această intervenție. Să rămână, bună ziua. Domnule Guran, bună ziua, vă mulțumesc și eu. Voi începe această discuție cu dumneavoastră pentru că, iată, avem această informație. De fapt, este o postare publică până la urmă făcută de domnul Adrian Cozma. Haideți să ne spuneți care este, de fapt, părerea PNL-ului în ceea ce privește o posibilă plecare a UDMR-ului de la guvernare. Eu nu pot să vorbesc despre părerea PNL-ului ca o tărâre să ia într-un for decizional. Eu pot să vă spun care este părerea mea. Vă rog. Nu mi se pare deloc normal ceea ce au făcut colegii de coaliție de la guvernare UDMR-ul. Este Ziua României, ei fac parte din România, ei sunt demnitari români și trebuie să sărbătorească și să respecte Ziua Națională a României. De ziua lor, de ziua maghiarilor de pretutindeni,
Noi întotdeauna îi felicităm, noi întotdeauna le urăm la mulți ani, pentru că este normal. Ce-ar fi în Statele Unite, unde sunt 200 de etnii, fiecare etnie să facă ceea ce crede? În Statele Unite există un patriotism extraordinar. Trebuie să existe și la noi, indiferent de etnie. Suntem în România, suntem români. UDMR-ul a greșit total și, după părerea mea, trebuie să-și revizuiască atitudinea. Nu asta este atitudinea normală. Dar sunt motive întemeiate ca UDMR-ul să plece de la guvernare? Faptul că, iată, liderii nu au transmis urări de ziua națională, nu au participat la evenimente dedicate zilei de 1 decembrie? Sincer să fiu, dacă nu revizuiesc atitudinea, în orice chestie, eu dacă joc într-o echipă, joc la Steaua și țin cu Dinamo, ce fac? Sunt deținut în echipă, dar sunt convins că o să se găsească soluția amiabilă și o să-și revizuiască atitudinea. Nu o să iasă de la guvernare în momentul de față, că există un interes național de echilibru în România în momentul de față și cred că asta va atârna mult într-o decizie. Dar încă o dată repet, nu este deloc normal să se comporte așa. Domnule Zetea, cum se raportează Partidul Social Democrat la ce s-a întâmplat în ultimele zile, mai ales și la declarațiile acelea din plenul Parlamentului? Am văzut o reacție venită chiar din partea președintelui partidului, Marcel Ciolacu, după ce Cioma Botond a avut o reacție în ceea ce privește Ardealul, pentru că se referea la zona Ardealului, spunea nu este numai românesc, ci și unguresc. Poziția președintelui PSD, Marcel Ciolacu, este una corectă, care a cerut scuze publice din partea liderului deputaților UDMR, domnul Cioma Botond, până în acest moment. Pentru că urmează să existe o discuție în coaliție între președinții celor trei partide care formează în acest moment majoritatea guvernamentală și încă o dată să le cerem colegilor de la UDMR să înțeleagă că politica este diferită față de guvernare. Una e să faci politică pentru a transmite mesaje electoratului propriu și alta este atunci când îți asumi funcții guvernamentale și reprezinți statul român. Statul român! Trebuie să-ți asumi acest lucru atunci când vrei să fii la guvernare. Sigur, nici nu trebuie să confundăm întregul UDMR cu anumite poziții ale unor lideri. Eu îl invit pe domnul Cioma Botond aici în Baia Mare, în Maramureș, unde avem o comunitate importantă maghiară, unde oamenii trăiesc foarte bine unii lângă ceilalți, vecini, nu există niciun fel de conflict, nu există niciun fel de ranchiună vis-a-vis de lucruri care s-au întâmplat acum 100 de ani sau acum 150 de ani. Toată lumea încearcă să viețuiască bine împreună și să-și ducă viața în bună pace și în bună regulă. Sunt doar anumiți lideri politici care provoacă și care încearcă, poate și de o parte și de cealaltă a baricadei, să folosească acest discurs etnic ca o armă politică. Iar asta este o greșeală, mai ales în condițiile în care România își dorește în acest moment să intre în Schengen. Noi ne dorim să eliminăm toate granițele pe întreg spațiul Europei până la urmă. Și acum noi ce facem, încercăm să provocăm unii pe alții, este o greșeală și deocamdată așteptăm scuze din partea domnului Cioma Botond, iar mai departe, până dacă aceste scuze nu vor veni, atunci sigur că vor putea să existe și alte discuții. Până să vină scuzele, domnule Zetea, chiar avem o reacție din partea lui Cioma Botond. A vorbit colega noastră Elena Crângașu cu domnia sa. Spune liderul deputaților UDMR, Cosma are o atitudine antimaghiară consecventă, recidivează, eu am transmis pe Facebook-ul meu și am spus că în continuare credem în ideile exprimate la ședința solemnă. Cum vedeți această reacție venită din partea lui Cioma Botond? În urmă cu doar câteva minute au reușit colegii mei să stea de vorbă cu domnia sa. Sigur că domnul Cosma, în județul Satu Mare, fiind președintele PNL Satu Mare, a avut o alianță cu UDMR-ul până acum vreo 2-3 luni de zile. Au avut împreună majorități constituite la nivelul Consiliului Județean, la nivelul Consiliului Municipal din Satu Mare. Apoi s-au certat și de când s-au certat, domnul Cosma încearcă și el să folosească această armă etnică pentru a se bate politic, până la urmă, pentru niște poziții în administrația locală. Și eu vă spun, haideți să nu confundăm orgoliile personale și bătălia politică cu guvernarea. Noi trebuie să înțelegem până la urmă că atunci când reprezentăm statul român, facem asta. Punct. Nu mai reprezentăm neapărat doar PSD-ul sau PNL-ul sau UDMR-ul. Statul român
care este un stat indivizibil și care este un stat pe care trebuie respectat de către toți cei care îți doresc să ocupe funcții publice. Da. Nu vrei să ocupi funcție publică și vrei să faci exclusiv politică pentru un partid, tot de vă politică. Dar statul român trebuie reprezentat într-un altfel. Te rog, Robert. Bună ziua, Robert Chisân de la Digi24.ro. Aș întreba dacă credeți că aceste atitudini uneori revizioniste par, cel puțin, au poate și vreo legătură cu politica guvernului de la Budapesta, ținând cont și de apropierea dintre UDMR și acest guvern? Puteți fi convins că există o anumită legătură și mesajele războinice de foarte multe ori care sunt transmise dinspre Budapesta, care conving, din păcate, din punctul meu de vedere, o foarte mare parte a electoratului din România, cel care votează Fidesz în Ungaria. Sigur că afectează până la urmă și felul în care gândesc liderii UDMR aici în România. Dar eu le spun încă o dată și le-am spus și personal de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei și ne întâlnim în Parlamentul României, Doamne ajută, săptămânal. Să înțeleagă că reprezintă statul român și trebuie să o facă cu demnitate. Și în momentul în care vor face acest lucru, nu mai este nicio problemă, pentru că România, poporul român, este unul dintre cele mai tolerante popoare care există în Europa sau chiar în lume și are o politică pentru a reprezenta și chiar a discrimina pozitiv minoritățile naționale, așa cum nu prea există în foarte multe alte țări ale Europei. Iar asta trebuie apreciată, acest lucru trebuie apreciat de către comunitatea maghiară din România și nu numai, de către toate celelalte comunități, pentru că dorim cu toții să trăim în pace, dorim cu toții să trecem împreună peste această criză muncind cot la cot. Domnule Zetea, domnule Guran, o să vă rog să rămâneți în legătură cu noi, dar aș vrea să urmărim împreună un material în minutele următoare, pentru că într-un an de existență din coaliția de guvernare nu au lipsit săgețile aruncate între tabere, au fost foarte multe momente tensionate, iar multe dintre ele au fost generate de reacția liderilor UDMR pe teme sensibile și care au atras critici chiar și de la Cotroceni. Haideți să vedem acest material, să vedem ce s-a întâmplat în acest an și să revenim la discuție mai apoi. Relația dintre președintele Klaus Iohannis și UDMR a devenit extrem de tensionată în această vară după declarațiile controversate făcute de premierul ungar Viktor Orban la Tuznad. Liderul de la Budapest a declarat atunci că europenii nu ar trebui să se amestece cu alte rase. Ezért harcoltunk mindig, egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni. La scurt timp după aceste afirmații făcute chiar în prezența liderilor UDMR, președintele Klaus Iohannis le-a cerut acestora o reacție clară. Eu cred că este nevoie de clarificări publice din partea UDMR-ului. Reacțiile liderilor UDMR nu au oferit însă clarificările cerute de șeful statului. Aceștia s-au limitat la a-i găsi scuze lui Viktor Orban și a da asigurări că premierul maghiar nu e rasist. Dar niciodată nu voi accepta să fiu eu tras la răspundere pentru declarațiile altora, indiferent cine e acel om, că e Orban, că nu e Orban, nu contează. Și ministrul mediului Tanțoș Barna a fost protagonistul unor momente controversate care au generat tensiuni între partidele aflate la guvernare. În primăvară, liderul UDMR s-a aflat în tribune la un meci de hockey, la finalul căruia jucătorii naționalei României, toți de etnie maghiară, au cântat imnul secuiesc. Momentul a fost considerat inacceptabil de partenerii de coaliție, însă, de cealaltă parte, reprezentanții UDMR au susținut că nu a fost vorba de o jignire la adresa României. Și tot hockey-ul l-a readus pe Tanțoș Barna în mijlocul unui nou scandal. La finalul unui meci câștigat de echipa susținută de el, ministrul s-a așezat într-un genunchi și a intonat imnul ținutului secuiesc. Ulterior, Tanțoș Barna a venit cu explicații într-un mesaj pe Facebook și a subliniat că este vorba de un gest care se face după fiecare meci câștigat. Pe de altă parte, nici ministrul sportului Eduard Novak nu consideră o problemă intonarea imnului ținutului secuiesc la meciurile de hockey. Reprezentantul UDMR declara recent că acesta este un gest foarte normal și o tradiție. Da, și revenim la discuție. Domnule Guran, aș vrea să discutăm cu dumneavoastră despre ce credeți că urmează să se întâmple și ce discuții vor fi cu UDMR-ul în condițiile în care vedem că în acest an de zile, de când formați împreună o coaliție de guvernare, au mai tot fost momente tensionate.
Ei trebuie să se hotărască odată ce reprezintă în Parlament, în guvernarea României, și eu cred că reprezintă România și pe români. Aceste manifestări nu sunt deloc normale, sunt manifestări care generează tensiuni. Eu știu de ce fac acest lucru, pentru a-și păstra electoratul, pentru că ei dacă nu-i votează toți românii de etnie maghiară, nu mai fac 5% și nu mai intră în Parlamentul României. Dar nu așa se procedează. Eu sunt de acord, fiecare ține la etnia lui, dar suntem într-o țară și respectăm țara în care suntem și mai ales că această țară le-a asigurat demnități. Vicepremier, miniștri, parlamentari și așa mai departe. Deci cred că trebuie să respectăm acest lucru. Repet, sunt țări care au zeci, poate sute de etnii. Ce ar fi acolo dacă fiecare ar fi după gândirea lui? Deci nu este absolut deloc normal și cred că este necesar, o să și propunem o discuție urgentă în coaliție să se clarifice aceste lucruri și eu sper să-și revină, pentru că altfel nu cred că vom putea lucra împreună. Dar PNL și PSD, domnule Zetea, cum conviețuiesc? Cam care mai este relația dintre cele două partide în ceea ce privește proiectele, deciziile luate? Pentru că în continuare vedem că nu prea vă puneți de acord privind anumite lucruri. E, nu, ne punem de acord. Dar sigur, greu. Mai greu, după foarte multe discuții, după foarte multe negocieri, și așa este și normal, sunt viziuni total diferite pe care PSD și PNL le au în ceea ce privește gestionarea, până la urmă, a economiei, în primul și în primul rând. PSD vede lucrurile într-un fel, PNL le vede altfel, dar important este că înțelegem ambele partide că trebuie să oferim stabilitate României. Am avut noroc în această perioadă că am avut înțelepciunea, cele două partide, la finalul anului trecut, să facem această coaliție care a oferit stabilitate României într-o perioadă extrem de dificilă cu războiul la granițe. Chiar înainte ca rușii să producă acest război botios împotriva Ucrainei, cele două partide stau la masă, au înțeles contextul macro-regional extrem de dificil, problemele economice care vor fi generate de acest context de război și am asigurat stabilitatea României. Pentru acest sacrificiu merită în continuare să stăm în continuare la guvernare și o vom face acest lucru. Vom face cel puțin până anul 2024. Suntem obligați să rămânem să negociem atâta timp cât este nevoie pentru a lua cele mai bune decizii care să împace și o viziune social-democrată și o viziune mai liberală a lucrurilor, dar România să mențină cel puțin stabilitatea politică pentru a nu mai adăuga o criză politică peste cele care au fost, sanitară, și apropo de 2024, domnule Guran, credeți că PNL și PSD vor ajunge la un acord cu privire la o posibilă comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare? Eu sper că da. Se va ajunge până la urmă la o concluzie comună, este clar. Nu numai în privința alegerilor, în general. Și este absolut normal. Suntem totuși două partide diferite, fiecare cu gândirea lui. Pentru a ajunge la o concluzie comună, avem nevoie de discuții, avem nevoie de argumente, dar important este că s-a ajuns, de când suntem la guvernare, întotdeauna s-a ajuns la o hotărâre comună pe care am respectat-o împreună. Și care sunt acum argumentele PNL-ului privind această comasare a alegerilor? Păi să vă spun un lucru. Practic este cam greu dacă nu le comasăm, ținând cont că alegerile pentru locale, parlamentare și prezidențiale trebuie să aibă loc începând chipurile din 28 septembrie, deci octombrie, noiembrie, decembrie, 3 rânduri de alegeri, iar la prezidențiale să fie și 2 tururi. Deci argumentul este clar că ar fi în primul rând de dată și de a putea să realizăm aceste alegeri în 3 luni. Deci există această discuție, domnule Guran, în partid, ca să înțelegem, discuție despre comasarea alegerilor? Da, există. Și există și în oarecare măsură și în coaliție această discuție, dar este adevărat, încă nu s-a ajuns la o concluzie comună. Se va ajunge. Și vă spun ceva, în general... Încerc scuze o secundă. Discutați și despre eventuala
posibilitate de a ocoli acea decizie a Curții Constituționale din 2012? A existat o decizie pe comasarea alegerilor? Păi aici va trebui să vedem, hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii. Să vedem dacă se va găsi o soluție sau o reglementare printr-o, știu eu, modificare a legii sau ceva de genul acesta, care să nu contravină Constituției. Aici, într-adevăr, nu putem să trecem peste o hotărâre a Curții Constituționale. Este totuși un caz special, pentru că acele hotărâri au fost date când alegerile locale erau în luna iunie, după cum știți, dat fiind faptul că am avut COVID-ul, a fost o situație specială care generează o decalare. Ei, să vedem dacă, ținând cont de acest lucru, nu o să țină cont chiar și Curtea Constituțională în luarea unei hotărâri. Și domnule Zetea, Partidul Social Democrat este de acord cu această comasare? Partidul Social Democrat nu a discutat acest subiect absolut deloc în forurile interne. Nu știu, dar să fi fost discuții în coaliție, nu am participat la ședințele coaliției pentru a vă confirma sau infirma acest lucru. Sigur, există un anumit merit în ceea ce privește această idee și anumite avantaje atunci când vorbim despre, până la urmă, o economie la cheltuielile necesare organizării atâtor tururi de scrutin. E o economie importantă la buget și în același timp nu trebuie să nu luăm în calcul și oboseala electoratului, pentru că să chem electoratul din octombrie până în decembrie, într-adevăr, de 4 ori la vot, e extrem de dificil și posibil rata de participare a românilor să scadă foarte mult odată cu trecerea timpului, dar în același timp să știți că sunt termene constituționale care trebuie respectate. Nu putem să încălcăm Constituția așa de dragul de a reduce, nu știu, anumite tipuri de cheltuieli. E foarte dificil de împăcat, până la urmă, termenele care sunt scrise în Constituție vis-a-vis de data alegerilor și momentul în care parlamentarii trebuie să depună, de exemplu, jurământul. Alegerile locale ar trebui eventual, sau mandatul alegerilor locale ar trebui prelungit, mandatul parlamentarilor ar trebui scurtat. Peste toate acestea se suprapune și alegerea președintelui României și nu cred că această coaliție își poate permite să se joace cu Constituția. Da, vom dacă vedea, există, să vedem la ce... Dacă există anumite prevederi ale Constituției care pot fi respectate și să facă acest lucru, putem să discutăm. Dacă nu, nu o să fim de acord cu încălcarea Constituției. Așteptăm să vedem la ce decizie, concluzie veți ajunge în urma discuțiilor. Mulțumesc, domnule Gabriel Zetea, mulțumesc, domnule Virgil Guran, pentru această intervenție, pentru discuție. Îți mulțumesc și ție, Robert Kiș, pentru prezența în platou. Și pentru că, iată, am încercat să clarificăm, așteptăm, bineînțeles, mai multe reacții din partea liderilor coaliției cu privire la, iată, informația momentului și anume UDMR-ul ar trebui să plece din coaliția de guvernare. Vedem toate aceste declarații, toate aceste reacții, le vom transmite în direct aici la Digi24.